pentru următoarea noastră invitată. Astăzi este o dublă sărbătoare pentru că e și omagiată. La vârsta frumoasă pe care o împlinește, e la fel de plină de viață, pasionată de literatură, care i-a dedicat o bună parte din ani. Generații întregi de studenți au cunoscut-o. Textele mai trăiesc în ea și ea le trăiește din plin. O mamă dedicată, o bunică împlinită, implicată și un pedagog cu literă mare. Este vorba despre Raisa Ganea, doctor în filologie, conferențiar universitar, pe care o avem în această dimineață alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Stimată ca totdeauna, doamnă, sunteți extraordinari. Mulțumesc tare mult! Cu ocazia Zilei Internaționale a Femeilor și cu ocazia zilei dumneavoastră de naștere, să fiți sănătoasă, să fiți mereu bine dispuse, așa cum vă cunoaștem, și cât mai multe dorințe împlinite. Mulțumesc! Am una, dar n-am să o spun, așa, dar vreau să se împlinească repede și așa, inconștientul, nu subconștient, dar inconștientul meu lucrează și universul tot lucrează. Mulțumesc! Vă dorim acest lucru. O să contribuim și noi cu gândul pentru a se împlini. Absolut. Dar cum sărbătoriți de obicei ziua de 8 martie? Ce e important să se întâmple în viață în această zi? Pe cine vreți să vedeți, să auziți, cu cine vreți să vorbiți? Am un prieten foarte deștept și el spune așa: este ziua mea de naștere, deci pot să fac ceea ce vreau. Eu am ajuns la vârsta când pot să-mi asum responsabilitatea pentru ziua mea. Responsabilitatea pentru ziua mea. Dar când s-a întâmplat acest lucru? Când ați simțit? Am să vă spun, fiindcă din păcate, noi nu știu de ce totdeauna facem o legătură între orice sărbătoare și partea materială. Cea mai frumoasă sărbătoare pe care noi o avem este 1 martie în an. Bine, altă dată, 1 martie era începutul anului și de aici veneau foarte multe lucruri, dar nu se făcea ce se face acum. Adică e o sărbătoare imaterială, spirituală, iar noi uităm de partea spirituală a sărbătorilor. Când am împlinit 45 de ani, toată lumea, vă dați seama, 45 de ani, Dumnezeule, asta a fost atât de mult, de mult. Și soțul meu, Dumnezeu să-l ierte, el spune: iubito, ce facem? Și eu zic că astăzi, la Patria, în sala mică, este filmul Mareșalul Antonescu. Două serii. Tu faci ce vrei. Eu merg la film. Dar eu mă duc la film. El așa și spune: dar vin musafiri. Asta zic că e treaba ta. Te ocupi tu de ei. Zic, te ocupi de musafiri. Și eu atât de tare așteptaserăm, fiindcă consider că a fost făcut o nedreptate, mare nedreptate istorică. Așa. Și ca să știți că pe timpul acela la București funcționa teatru evreiesc, ceea ce foarte puțină lume spune. Și când vorbesc că au urmărit și a dus în partea stânga Nistrului, a dus evrei, el i-a dus ca să-i salveze. Foarte multă lume nu-și dă seama. Uitați-vă acum, în Ucraina, câte poți să faci? E timp de război, câte poți să faci? Așa și eu cu ziua mea. Da. Mult timp, fiindcă noi avem tradiția aceasta de a nu sărbători zilele de naștere, adică spune, lasă, dar ce zi de naștere, ce... Domnilor, ziua de naștere este cea mai importantă zi din an. Vă dați seama câte miliarde de spermatozoizi alergau și tu ai fost unicul ales de milioane. Absolut. Îți dai seama, tu ai fost unicul care ai ales. Deci, ești un supraviețuitor. Mulțumește universului că te-a ales pe tine și ți-a dat energie necesară pentru a învinge. Asta e o luptă pe viață și pe moarte. Ne place sau nu ne place să spunem lucrul ăsta, dar așa este. Da, stimată doamnă. Și atunci eu am învins și eu consider că este sărbătoarea cea mai mare, dar în primul rând este o sărbătoare când se fac niște totaluri. Ăsta este începutul anului pentru mine. Deci niște totaluri. Și eu niște totaluri, dacă o să-mi dați voie, da, am să spun vă rugăm. Și vă spun de ce. Fiindcă este ziua mea și atunci îmi cer un drept. Da, noi vă oferim acest drept. Chiar suntem curioși să aflăm. Eu am venit cu o carte, George Orwell, Ferma animalelor, care a apărut prin 43-44 și care a fost interzis. Orwell a fost interzis în țara sovietică. Dar dacă citești astăzi, asta este despre răscoala animalelor împotriva stăpânului lor, fermierului, da? Și uitați-vă că ele scriu un fel de, un fel de manifest. Așa. Are 7 puncte, îl citesc foarte repede. Da. Așa? Uitați-vă. Cele 7 precepte. Primul,
Oricine merge pe două picioare e dușman. Gândiți-vă la societatea de astăzi, uh-huh. că el are o, chiar pe copertă e scris, toate animalele sunt egale, dar unele animale sunt mai egale decât altele. Așa? Da. A doua, oricine merge pe patru picioare sau are aripi e prieten. Adică, dumneavoastră, vă puneți întrebarea, oricine merge pe patru picioare, mai departe el are așa o concluzie. Cine merge pe patru picioare e bun, cine merge pe două picioare e rău. Deci e clar despre cine este vorba. Da. Niciun animal nu va purta haine. Uh-huh. Domnul, astăzi noi suntem, vă zic că da. Prost, dacă nu e fluturul, nu-i așa de bine, știi? Da, așa spunea tatăl meu Dumnezeu, dar el a fost învățător. Niciun animal nu va dormi în pat. Păi cum să dormi în pat dacă ești porc? Trebuie să dormi sub pat, nu sau în noroi. Așa? Niciun animal nu va bea alcool. E, pe urmă ei beau, dar important era să fie manifest. Da, foarte. Niciun animal nu va ucide pe un alt animal. Pe urmă vor ucide foarte bine. Toate animalele sunt egale, doar că, așa cum spune el la început, unele sunt mai egale decât altele. De ce am spus toate lucrurile acestea? Fiindcă și ziua mea astăzi și noi, societatea, ne confruntăm cu niște lucruri, chiar dacă ziua mea e importantă, vă zic că eu am dreptul să fac ce vreau. Iată, mulțumesc că mi-ați dat voie și am citat. Poate că nu e atât de plăcut, dar ceea ce se face astăzi în jur, nu cred că foarte multă lume își dă seama. Au loc niște transformări importantissime, radicale, cardinale, adică lumea astăzi a ajuns la o frontieră când își dă seama aut mai mergem înainte, aut până aici a fost. Da, statutul femeii, cum credeți, în această lume care este plină? E exagerat. Deși e exagerat, vă spun de ce. Da. Niciodată n-am fost pro-feminism. Niciodată. Și chiar a scris o colegă de-a mea o carte și despre... Nu v-au sărit în cap, colegele? Ba da, și totdeauna. Dar cândva am citit o lucrare a lui Boris Pilniac, el spunea așa, ea a fost în rusește, evident, nici patriarhism, nici patriarhat, nici matriarhat, biarhat. Iată, eu sunt pentru biarhat. Și mi se pare atât de corect, natura ne-a gândit că nu trebuie să exagerăm nici în stânga, nici în dreapta. Este bine fiecare să-și facă rolul, să-și îndeplinească, să fie responsabil pentru genul pe care i-l-a dat natura și să nu se rușineze de el. Nici unul nu are dreptul să-l umilească pe celălalt. Mie mi se pare că dacă această paritate, nu știu dacă vom ajunge cândva la lucrul ăsta, dar mi se pare că ar fi foarte corect. Dar dumneavoastră, cui datorați această gândire? Cine v-a modelat caracterul? Puterea interioară. Universul. Universul, fiindcă foarte multe lucruri vin prin intuiție. Intuiești natura. Adică, când vii, deja ai un ADN. În ADN-ul ăsta, practic, e scris totul. Altceva că putem descoperi, ne putem răzvrăti, putem accepta și așa mai departe. Sunt foarte multe căi pe care... Dar în principiu, eu m-am format în pofida, nu grație, dar în pofida. Că de obicei zice grație faptului că tata a fost așa, că mama a fost. Sau grație că am avut profesorii cu tare. Uh-huh. Am avut noroc de prieteni mai în vârstă decât mine. Asta este adevărat. Totdeauna am avut profesori, am avut un învățător când eram copil. Îi spunea domnul Stânga. Pe atunci îi spuneam Ivan Dionisovici. Și el spunea, m-a învățat să cânt la dombră, așa. Ce era pentru mine? Mie îmi plăcea alt instrument, dar el m-a învățat la dombră, dar mie dombră nu-mi plăcea. Doamna Gână, dar pe fata dumneavoastră, cum ați educat-o? Să fie o învingătoare? Liberă. Sau să aleagă mereu arta compromisului? Ei au decis la mine, la un an și jumătate băiatul meu bătea carnea la masă și toată lumea spune, cu ciocanul ăsta de metal, cum îi dai voi? Domnule, și foarfecele și cuțitul și tot le-am pus în mână de mici. Fiica mea a avut mai mult noroc, ca să spun așa. A avut o dădacă care a crescut 15 ani în altă parte la un doctor din Strășeni, a crescut copii. Și ea a fost foarte bine îngrijită. Băiatul a fost foarte bine îngrijit, dar deja de noi. Adică a umblat pe jos, a făcut tot ce a vrut, a stricat, a spart peretele în casă cu burghiu, ucidea cazacii. Nu așa pur și simplu. A pus burghiu în priză și... Doamne ferește, tot peretele, cât a ajuns, a urcat pe pat și cât a ajuns,
Vă dați seama ce frică am tras eu. Normal, sigur. Apoi și-a pus aici, el era apaci, nu știu ce, era indian, era și-a pus... Oh, min, și, fantezia copiilor. Da, super. A minat aici un metal și o pană și penele le-am scos la balcon. O, mamă! Dar ce înseamnă pentru mine? Și le-a spart și tot afară, toată curtea era plină de pene. Și când am venit, el vopsit și spune, zice, eu lupt. Ați spus că ați învățat-o pe fiica dumneavoastră să fie liberă. Ce înseamnă pentru o femeie să fie liberă? Pentru că libertatea este percepută... Responsabilitate, în primul rând. Responsabilitate. De tot. Vezi, eu le-am dat... Nu o să vă vină să credeți. La mine copiii, taică-sul le-a construit, deși casa e mare, cu două nivele, aveau fiecare odaia lui, dar în odaia de jos le-a construit pat cu două etaje și se urcau pe scări și podul la mine era desenat. Așa, eu desenat pe pod, în baie, băiatul și-a vopsit odaia cu negru, geamul negru, plintele negre, scaunul negru, masa neagră. Și nu și v-a spus, deranja, pentru că ar putea cineva cu părinți, ce nu, faci, nu, cum? Câinele la noi a săpat sub ușă și a făcut gaură. Deci câine avea libertate. Și câine, dar nu m-am supărat pe ei când spune vine cineva. Dom'le, eu nu trăiesc pentru cineva. Ei trebuie să se edifice, ei trebuie să se descopere. Și dacă vrei să se descopere un copil și să-și asume responsabilitatea pentru viața lui, dă-i voie să ia decizii. Dar soțul dumneavoastră? Ce rol a jucat în viața dumneavoastră? El... De lângă tată, de lângă soț. Noi ne cunoșteam de la școală încă, că noi am învățat la Poșta Veche, la școala internat, școală matematică. Noi l-am avut pe Mihail Iosif Reznic, profesor de matematică, iar el a predat la Paris, a predat matematică în limba franceză. Și Fania Moisei ne-a predat franceză și ei, miercurea, când era la școală ziua de limbă franceză, ei se luau de toartă, cum spuneam noi, ei vezi, iar merg de toartă, așa spuneam noi. Bine zis, de toartă. Da, o lua, sigur că așa o lua la braț și mergeau pe coridor și vorbeau în limba franceză. La noi era zi de limbă franceză la școală, era școală matematică, era clasă filologică și clasă matematică, eu eram în clasa matematică, el tot. Și când eram în clasa nouă, noi jucam volei în fața școlii, în curte, și el le-a spus colegilor de clasă, uite fata asta, o vedeți? Ea va fi soția mea. Către dumneavoastră. Eu eram. A simțit. Și cu un pantalon sportiv ridicat mai sus, jucam și eu în cerc ca toată lumea, da? Și el a spus, asta va fi soția mea. Și ce reacție ați avut? Clasa nouă. Eu nici n-am auzit, că eu jucam volei. Dar a început să mă curteze când eram în clasa 9 și pe urmă după clasa 10, când am absolvit noi și eu deja clasa 10, el se ducea la armată și eu am spus și drum bun, care e problema? Papa. Du-te și fă armată. Toată lumea face, toți bărbații fac și trebuie să fii bărbat. Și el spune, dar ai să mă aștepți? Zic, eu nu aștept pe nimeni. Oh. Pe mine mă așteaptă cineva. Da. Și toată viața. Și v-a așteptat acolo, în cazarmă. El s-a întors. Bine, eu nu l-am așteptat. Eu făceam școală teatrală, că de altfel am făcut la Gheorghe Tănase. Da? Uh-huh. Am făcut școală teatrală 2 ani la Contemporanul. Wow! Da. Bună școală. Și foarte bună. Colegi foarte buni avem. Și... Dar el, iată, așa, vă zic că atât a repetat... Că mă iubește și vreau să vă spun că chiar noi 51 de ani am fost alături. Deși am divorțat într-o perioadă, dar am divorțat din alte considerente. Nu materiale, să nu credeți că din cauza apartamentului sau nu. El se îndrăgostise, rămititelul, și eu i-am spus așa, că noi ne-am înțeles, când noi ne-am căsătorit, noi ne-am înțeles un lucru. Uite, noi ne-am logodit, dar să știi un lucru, și tu și eu, dragostea e atât de sfântă și e așa un dar de la natură că nu toată lumea are parte de el. Să o trăiască. Nu toată lumea, nu. Sunt oameni care nu pot iubi. El vrea sărmanul, dar e atât de sărac și nu poate iubi. Dragostea e un mare egoism, pe de o parte. Eu întotdeauna dau exemplu ăsta. Te uiți la mine în ochi, ce vezi în ochi ce e? Uite, eu pot să-mi scot ochelare și te uiți la mine în ochi și tu ți-i scoți. Și ce ai să vezi acolo? Sinceritate. Nu. Te vezi pe tine. Asta e. Vezi că noi... Asta e. Pe cine vezi? Pe cine iubești în primul rând? Tu te cauți pe tine în ochii mei. Asta sunt tandrețuri. Știi că... Iubire, dragoste, sinceritate. Da. Vezi sinceritate, că nu știu ce, că sunt frumoasă, că ești frumos, culoare. Da, așa este. Deci să fim... Știți ce mi-a spus? Eu adaug și asta. Acum la intrare, când am intrat, cred că un lucrător de dumneavoastră, nu știu că am întrebat, pe aici se intră,
Și dumnealui spune, doamnă, dar ce v-ați păstrat în frigider? Chiar apropo de asta, noi avem și o întrebare la capetă. Da. Extraordinar! Și spun, zic, da, cum am ieșit de acolo? Și cum ați reușit așa, atunci să vă păstrați? Și vă spun, nu, asta nu e important. Vă spun de dragoste. Vă zic că, pe lângă faptul că e un mare dar, și noi trebuie să-l descoperim, fiindcă spun, dragoste este altruism, pe naiba. Dragoste este un mare egoism, dar în egoismul ăsta trebuie să fii frumos. Fiindcă uitați-vă cum e scris în Biblie. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dacă nu știi să te iubești, să te respecti, să fii responsabil cu tine, niciodată n-ai să știi să dăruiești. Iar dragostea este un dar. Vedeți de la ce am început eu. Este un dar. Când știi să-ți dăruiești ție respectul pentru sine, să nu lași să te calci în picioare oricine. Și pe urmă, se poate să fiu obraznică astăzi? Da, vă dăm voie. Consider că, mulțumesc, consider că v-ați mutat într-un loc, felicitări, mulțumim. V-ați mutat într-un loc extraordinar, într-un loc istoric, dar trebuie să scoateți orlovul de aici. Voi nici nu știți cum se numește parcul ăsta. Parcul ăsta se numește Parcul Decembriștilor, fraților. Parcul ăsta trebuie scos de pe fața pământului în 1806-1812, Orlovul ăsta a participat la războiul care pe urmă, în urma căruia a fost anexată Basarabia, a devenit la Rusia, a devenit guvernie rusească. Deci trebuie de început. Da. Apropo, primarul orașul s-a declarat pro-european și împotriva războiului. Scoateți atunci de aici. Și vă spun care este motivul absolut obiectiv. Strada aceasta se numește Petru Rareș. Petru Rareș, în două rânduri, a fost domnitorul Moldovei. Ei, el are dreptul să aibă aici și... Da. Așa că Doamna eu vă Gale. Felicit și vă mulțumesc din suflet că v-ați gândit și la mine și felicit pe toată lumea care se consideră astăzi fericit. Așa, da, să fim sănătoși noi ne considerăm și fericit. Să fie pace. Vă mulțumim. Am discutat cu dumneavoastră. O zi frumoasă să aveți. Mulțumesc da, foarte mult. Și vouă multă sănătate și să vă meargă bine în localul ăsta. Așa să fie. Mulțumim. Numai bine.